Ah, ce zi frumoasă de vară! Ia ascultați melodia asta frumoasă americană, bă! Și dacă tot a venit vara asta frumoasă, mă, ce a fost la un OZN? În fine, a venit vara asta super mirobolantă și m-am gândit să îmi iau nevasta și să mergem în luna de miere. Da, mă las de YouTube și mă duc cu nevasta în luna de miere. Pentru că m-am căsătorit. Ați auzit bine. Da, ok, glumesc că astăzi ne jucăm niște 60 seconds pentru că nu ne-am mai jucat de foarte mult timp și am găsit un challenge super șmecher pe 60 seconds dacă dăm noi new game aici, dacă dăm la challenge-uri și dăm scavenge și avem undeva aici honeymoon care strauce luna de miere și astăzi o să vreau să facem acest challenge, să colectăm toate astea și o să ne dea niște pălării de vară așa de plajă pentru soț și soție, Ted și Dolores, și după aia să facem un rang clasic pe cea mai grea dificultate cu pălăriile alea și să jucăm fără copii, gen. Cade bomba și ne părăsim copii, ok? Îi lăsăm să moară, noi ne ducem și ne facem cuibușorul de nebunii în bunker, ok? Ceva de genul. Și da, s-a spus unde like dacă vă place seria de 60 seconds, vreau să încerc 60 de like pentru 60 seconds. Da, nu cred că o să strângem niciodată 60 de like-uri. Hai să începem acest clip. Am zis că vreau să-mi iau o pauză la Brawl Stars, așa nu ne-am mai jucat 60 seconds de mult și mie îmi place prea mult jocul. Mă mai joc așa din când în când în timpul liber. Deci, da. Hai să vedem. Trebuie să colectăm totul. Deci, începem cu nevasta, cred. Ok, deci avem nevoie și de lanternă, de multe chestii. Ok, avem nevoie de apă. O să luăm o apă de aici și încă o apă de aici. Și am făcut rost de primele lucruri. Ce mai trebuie? Toporul ne trebuie, lanternă, lacăt, ou, lim, trebuie chestii. Bă, stai un pic, ok, mâncare. Ia mâncarea. Unde, mamă, trebuie? Uite, am văzut lanterna. Îmi trebuie iteme mici și nu știu unde sunt toate. Ok, am găsit radio-ul. Deci, luăm radio-ul, ce cărzu. Nu, mâncare, firar, tu să fii de nenorocit. Așa, cine mai trebuie? De aici nu mai luăm nimic. Luăm lanterna. Era bine că în Mary Jane nu consumăm mult, că poate o luam pe Mary Jane și făceam urât. Lacătul cred că e pe ușă, sau? Nu, nu e pe ușă. Unde e lacătul? Holy, și cărțile. Cărțile, ok. Și lacătul. Unde e lacătul? Mâncați ea și... Uite-l! Ok, hai că a fost ușor challenge-ul. A fost un challenge super ușor. Și gata, ăsta a fost challenge-ul ce cântă Mary Jane la trompetă. Nu știe Mary Jane ce o așteaptă, a căzut bomba. Pa Mary Jane, pa Timmy, îmi pare rău, dar... Nu cred că o să mai trăiți. Yay! Challenge completed! Am deblocat pălăria asta pe Ted și pălăria asta pe Dolores. Hai să mergem în luna de miere. Eu zic că o să supraviețuim destul de ușor pentru că să fim serioși, adică... Come on, cu cât sunt mai puțini membri ai familiei, cu atât este mai ușor să supraviețuiești. De ce cu așa să nu parcă nu era aici? În fine. Hai să dăm noi un new game. Dăm Apocalypse. O să începem cu Ted și jucăm pe Țar Bomba. Hai să vedem. Ce zice, supraviețuim în luna de miere, gen. Ne-am căsătorit și noi, recent suntem în luna de miere și cade bomba, gen. Ok. Hai să vedem, începem. Hai să luăm harta, luăm masca, luăm lacătul și pune astea aici, ok. Hai să vedem, luăm toporul, îl luăm într-adevăr. De aici luăm Boy Scout-ul și cu cărțile, ok. Hai să mișcăm, hai, dă-te cu mingea de plajă, care nu putem să o luăm cu noi, din păcate, dar aș lua-o. Unde este Dolores? Dolores citește ziare. Ok, o luăm pe Dolores, luăm radioul și o sticlă de apă. Ok, hai. Cine mai trebuie? Nici nu știu cine mai trebuie. Medkit, bă, n-avem un medkit. E medkitul aici, în baie? Da, uite-l. Ok, medkit. Pușcă. Ok. Ce mai luăm? Hai să luăm niște chestii pe aici. Mâncare. Apă. Ok. Și mai luăm apă și mâncare. Mamă, câte avem. N-am luat și conserva din păcate la aia. Vai de capul meu. Bă, nu știu ce n-am luat. N-am luat harta. Aia cred că n-am luat-o. Dar nu e game over fără harta. Adică poți folosi și fără hartă. Nu știu ce n-am mai luat, sincer. Item important. Am luat Boy Scout-ul. Am încă luat porcăria la cărțile, nu știu dacă trebuia neapărat cărțile, dar hai că vedem. Mai bine la harmonica. Da, mă rog. Actually, stă... am luat și harta. Wow, stă chiar super ok. Am luat prea multă mâncare, dar... stă ok, astea pune și pălările, ia-o-te-i. Mă, mi-a dat și achievement, Mad Hatter, ok.
Am și aceste skin-uri, nu știu, l-am făcut un challenge ceva, ne jucăm cu niște jucării, în fine. Da, avem tot ce ne trebuie. Era mai bună harmonica, cărțile zic, pentru că harmonica e foarte bună, poți să te protejezi din cazul în care vin bandiții și poți să ieși în expediții cu ea și găsești foarte multă mâncare și apă, e foarte bună în expediții harmonica. Ok, hai să începem, este prima zi, primele zile trecem așa peste ele, fast forward. Classic gen. Ok, bă, mie mi se pare șmecher în luna de miere. Nu se uite pe nimeni afară. Ha, guess what, ghici ce? Ne putem să ne crești niște, ciuperci pe pereți. Și dacă ar trebui să avem o cină cu ciuperci crescute pe pereți astăzi, nu. Ok, dacă vă dă eventual, dacă vă jucați și voi, vă dă eventual, ziceți nu. Pentru că se îmbolnăvesc când mănâncă ciupercile aia potrăvitoare de pe pereți, ok? Avem de ajuns să mâncare, adică nu pare multă mâncare așa, pa, suntem decât două persoane, deci nu consumăm mult. Se pare că se aude un sunet ceva din safe, din pereți, din peste tot, trebuie să ne relaxăm, jucăm niște cărți. Asta este mereu bine să ai un lucru de joacă, gen să ai ori harmonica, ori cărțile, ori checkers-ul, adică tablele, pentru că te poți, te poți relaxa, uite, au uitat de tot. Dacă nu nebunesc și... În special Ted, nu vrei să știți cum face când nebunește, face urâră de tot, are niște eventuri de face pipi pe hartă, rupe chestii prin casă, insinte. Deci, auzim niște sunete ciudate la radio și pare că vorbește cineva o limbă ciudată. O, doamne, să fie rușii! Da, hai să ascultăm la ruși, hai să ascultăm rușii, că vrem să fim atenți, că nu știm ce se întâmplă. Mi se pare o limbă ciudată și pare că sunt rușii la radio, ok? Na, noi locuim în America în 1950, deci urâm rușii. Se pare că nu erau rușii, erau canadieni. Ok, și n-am înțeles niciun cuvânt. Wow. Atunci cum v-ați dat seama că sunt canadieni, nu știu. Ok. A căzut... ne-a căzut un dulap și am găsit, ne-a căzut dulapul și am găsit o ușă secretă. Mergem cu pușca? Nu. Lasă așa. Poți să găsești iteme, dar nu cred că cu pușca. Nu cred că e ok să ieși cu pușca. Poate rup proștii și așa... E destul de importantă să ne apărăm pe hard. Deci nu. Asta e cel mai prost event. Scrie că dacă că nu ne mai merge radio și dacă să îl să umble Ted un pic la el. Și când scrie Tinker înseamnă că umblă la el. Nu, nu umblăm la radio. Pentru că umblă prostul prinăuntru radioului să repare și îl strică de tot. Și nu e bine. Deci eventul ăla totdeauna se strică radioul. Niciodată să nu dați da să umble Ted cu radioul. Se pare că l-am mai lăsat un pic, i-am mai dat un pic de timp și se pare că a mers, da, deci e ok. Nu te pe nimeni afară. Se aud că să ascultăm la radio că este ceva urgență de ne cheamă armata. Asta e eventul ăla când se cu armata. Încerc să vă explic și pentru cei care nu v-au jucat. Practic ne contactează armata prin radio și încearcă să vadă dacă au supraviețuit niște oameni după ce a căzut bomba. Logic că noi am supraviețuit că suntem în luna de miere. Vezi și voi, ne-a contactat guvernul. Și ne, guvernul să ne dea niște task-uri, niște quest-uri, niște lucruri care să le face. Exemplu, să dăm cu lanterna pe cer ca să ne vadă sau chestii genul ăsta, ok? Și dacă facem tot ce trebuie, devenim prieteni cu armata și ne salvează. Ok, deci astăzi ne-am jucat un joc, lucrurile care le urâm cel mai mult. Și ne-am dat seama că ne urâm cel mai mult vecinul nostru. Și dacă să furăm de la vecinul. Da, du-te Ted și fură de la vecinul care îl urâm. De ce nu? Ok? Nu știu dacă ne mai salvează gemenii, parcă la eventul ăsta nu se pune că ai furat. Oh my god, s-a îmbolnăvit, e moartea reală, zici că e zombie. Da, uite, dacă apărea mâna aia cu sânge pe perete, însemna că am furat și că gemenii nu ne mai ajută. Dar eventul ăsta cu când ne jucăm jocul ăsta nu se întâmplă așa. Și am găsit o muzicuță. E foarte bună muzicuța, problema este că s-a îmbolnăvit Ted. Și nu prea a fost un deal. Dar mă rog. Ne mâncam și noi micul dejun și... am găsit o persoană care făcea niște chestii sataniste. Nu, niște semne sataniste. Ne-a căzut harta și am găsit niște semne sataniste și am găsit un cufăr satanist. Da, îl deschidem cufărul satanist, cum să nu. Poate găsim ceva, găsim pe diavol. Ok, hai să ce găsim. Și ce am găsit? O conservă de mâncare. În safe. Da, se pare că pantonul este partea noastră. Ok, te trebuie să iei în expediție că nu prea mai avem apă foarte multă. Deci mai mult de 15 zile nu cred că să o țin cu apa asta. Deci te du-te în expediție.
ok? Îl trite păte cu masca de gaze, ce mai probabil, pentru că încă este radioactiv afară. Bă, nu scrie că radioactiv, dar îl trimite cu masca să fii sigur, că parcă eu zic cam gen e prea devreme să se fi dus radiațiile. Cred că pe la ziua cam 15-20 cam pe acolo se duc radiațiile. Bun. Doar să e foame, îți dau nu le dați mâncare când le e foame, n-are sens, le dați când sunt starvation, adică când le e foarte foame. Gemini, ne sună Gemini, hai să vorbim cu ei, da. Gemini este ok să le răspunzi. Nu știu dacă vreau să fac ending cu Gemini, pentru că de obicei Gemini mă salvează pe mine. Adică, cer chestii foarte ușoare Gemini, mereu mă salvează Gemini și parcă sunt prea common, știi ce zic? Și am o muscă la mine în casă și mă cam enervează. În fine, bun. Cică, vrem să auzim niște lucruri despre, nu satul, despre cartierul nostru, să vedem ce se mai întâmplă pe afară. Hai să ascultăm la radio să vedem ce se întâmplă. Se pare că guvernul caută supraviețuitorii din cartierul nostru. Yay, ok. Dehydration, să bei mâine apă. Ce-a fost asta? Tocmai s-a oprit radioul, haideți să încercăm să îl pornim. Hai să dăm de mâncare, că totuși a fost 7 zile când n-am mai mâncat. Nu, hai să nu ne mai șcăm atât cu radioul, că tot ascultă nebunii la radio în continuu și dacă ascultă prea mult îl strică. Mai îl lăsăm. Pe bune ca nebunii, Dolores, că m-am plăcut de la ascultat ieri la radio, doar nu vrei să ascult zilnic. Bă, ce prostie. Ok, miroase groaznic și... Mirosea groaznic și am investigat de unde vine acest miros și când colo am găsit o gaură în perete. Wow, nu-mi vine să cred. Hai să investigăm ce este în gaura aceea din perete. Da, vreau să facem acest lucru. Mi se pare că găsim niște iteme în gaura aia din perete, unde vine mirosul la urât. Cred că am găsit mâncare. Da, am găsit mâncare. Zice că... Că era un șobolan care își proteja mâncarea. Da, doar este nebună. Îmi promită mâncare. Am găsit o creatură ciudată care a mers azi noapte pe afară și am găsit o creatură ciudată și dacă să o împușcăm, nu. Ăla este câinele și dacă ai lanterna e bine să-l iei, poți să-l iei dacă vrei pentru că îi dai mâncare și ți-au cea... Bă, tu te-ai întors cu mâncare, ești nebun la cap, avem o sticlă de apă și tu ai venit cu mâncare. 3 conserve! Doamne, ferește-mă! Ok, Dolores, să trimitem urgent în expediție, că e prea multă mâncare. Am găsit un X pe hartă, da, du-te, Ted, oricum e inutil X-ul ăla. Mamă, dar e nebună, Dolores, e nebună femeia mea și poate moare în expediție. Aia, o trimite, n-avem ce să faci, murind de sete. O trimite cu harmonica, fiți atenți aici, ce se găsește cu harmonica asta? Fiți atenți aici. Deci numai jackpot-uri dai cu harmonica, că e al doilea cel mai bun, al doilea sau al treilea cel mai bun item din joc. Cred că cel mai bun e radio, părerea mea, că poți găsești medkit cu el și multe chestii, dar da. Ok, se pare că am găsit, niciodată n-am crezut că o să trăim să vedem un gândac care dansează. Și pare că vrea să ne atace. Oi, bă, cu cartea în cap. Cartea asta este un item super mega bun. Practic se numește Boy Scout și ce face este o carte în care îți zice cum să supraviețuiești, ok? Adică, practic, e un ghid de supraviețuire în camping, dar noi suntem după apocalipsa. Am contează, tot ne ajută. Și uite, zice că i-am dat una în cap și a murit. Da. Doar că era radioactiv și a cam lăsat niște zdeamă de aer radioactivă pe jos. A venit un vizitator pe un... cal galopând. Da, ăsta îi dăm harta, este un lucru foarte bun, poate să dea medkit, apă, poate să dea multe iteme că l-ajuți cu harta. Practic s-a rătăcit, este un tip cu, uite, ne-a dat un spray. Cu ăsta putem să reparăm medkit-ul, deci eu zic e ok. Practic el ne mulțumește că l-am ajutat cu harta, că el s-a pierdut, gen, nu știe unde e tipul ăsta pe cal. Ok, hai să dăm niște mâncare și așa. Doi, bă, mâncare. Ok. Mamă, ce deal bun avem aici. Să ne dăm masca de gaze pentru medkit. Jackpot. Da, tată, cum să nu. Forță, păi masca de gaze e inutilă după ziua 20.
Aia zic. Hungry, mai stai un pic, că la ce s-a dat ieri mâncare. Este un... un tip care baniții au furat sora și că dacă putem să-l ajutăm să-și repreze sora de la baniți, nu. Asta, eventul ăsta, mi se pare că nu-ți dă nimic. Dacă l-a ajuns, deci nu are sens să-l ajutăm și ne mai pune și bandiții pe cap. Poate vine să ne atace, lasă și stăm în banca noastră. Și tu să aude, mă, e radio, cred că. Bă, dar Dororiu spune că n-a murit. Ok, sau armata ne spune că trebuie să mergem la un loc pe hartă să ne întâlnim dacă am supraviețuit. Da, hai să mergem. Deci armata spune, bă, fraților, dacă sunteți în viață și ne auziți la radio, haideți la locația asta. Și luăm harta în mână și mergem la locația unde spune armata. Am mers acolo doar că și le-am lăsat toate informațiile despre noi într-o sticlă. Ok. Bun. Deschide numele dreptății. Da. Asta este un event foarte bun. Vine cineva și spune deschide numele dreptății. Îi deschid și mereu îți donează ceva gratuit. E foarte de treabă, domnul acesta. Uite, ne-a dat o sticlă de apă. Forță. Două sticle de apă. Da, sunt niște oameni care se numesc Wolverines și ei spun că vreau să ajute oamenii în aceste timpuri. Doamne, a murit nevasta. M-a căsătorit și-o cu nevasta. Mi-a murit nevasta și acum o săptămână ne-a căsătorit, mi-a murit nevasta în luna de miere. Ceapă tu joc, Dolore, nu putem să dormim și pentru că nu avem o pernă și hai să ne folosim medkit-ul ca pernă. Nu, dă-te încolo, te, nu folosești nicio medkit ca pernă. Ok, Ted o să nebunească, da, ce ziceam, a nebunit. Și o să fie o problemă pentru că nu știu dacă putem supraviețuim, pentru că Ted nebunește, rupe chestii, poate să fugă de acasă, deci nu prea e ok ce se întâmplă. Ted când rămâne singur nu este într-o stare ok. Hai să luăm pisica, da, hai să luăm pisica. Și așa avem mâncare. A venit traderul acela și dacă îi dăm o costă de mâncare ne dă o pisică. Da, luăm pisica, uite, Ted nu mai este nebun, perfect, pisica ne ajută mult. E bine că a venit Sharikov la noi. Mâine îi dăm mâncare. Ok, a venit niște refugiați să ne ceară mâncare, chestii, nu le dăm nimic, ăștia nu le dau nimic în schimb. Știu că o să ziceți că sunt un om rău, dar este un joc până la urmă și este apocalipsă. Nu putem să ajutăm oamenii când mie mi-a murit nevastă. Ok, să dăm niște chestii pe apă. Nea, avem de ajuns apă, e singur, Ted, supraviețuiește numai eu, că stăm ok cu apa. Ia uite-l pe Sharikov al nostru ce se relaxează. Ok. Dar să-i dau mâncare ieri și nu i-am dat, dar îi dăm astăzi. Adică ai drept și am bei mâine apă. Asta e interesantă. Fiți atenți, deci a venit un păcănist care ne spune dacă facem un joc de cărți și pariem pe două sticle de apă. Noi nu prea avem apă. Ar fi fost un super deal dacă ar fi făcut asta, dar și dacă pierdem apă nu prea stăm bine. Dar hai mă să pariem, să curăm ce se întâmplă. Hai mă, pariem, e 50-50, hai. A câștigat? Yes, bine mă! Haha, am avut norocul de partea noastră. Omul ăla nu a fost atât de încântat despre ideea că am câștigat, dar a făcut cum a promis. Aia zic, tata, hai că acum să tot ai apă și de-astea. Am auzit că bate cineva la ușă și este o servietă. Nu, niciodată nu deschide servieta pentru că este o sticlă de apă otrăvitoare. Te ca bău bea din ea și după aia se îmbolnăvește. Deci nu beți, nu lua servieta că e prost. Sharikov are o adresă pe scardă și dacă mergem la adresă, da, hai să mergem la adresă, acolo sunt agenția secret, parcă sau savantul, unul din ei, nu mai știu. Da, mergem. Bă, ce mișto era și noi în luna de miere și mi-a murit nevasta, bro, come on, bro, Dolores. Ai avut un singur task, femeia lui Dumnezeu, să te întorci și tu din expediție și ai murit. Ca să înțelegi cât de folositoare e, Dolores.
Tipul ăla a reușit să-și elibereze sora și că acum spionează pe câmp, pe în zona unde stau bandiții și că sunt foarte aproape de casa noastră. Lasă-i așa, nu ne băgăm la niciun bani. Nu ne băgăm cu bandiții în seamă, ok? Și că sunt aproape de casa noastră bandiții, în fine. Armata ne spune că au nevoie de foarte mult lemn pentru a face focul în cămin. Așa că hai să tăiem niște copaci în parc. Bun. Hai să mergem. Ajutăm armata, le tăiem niște copaci în parc pentru tăiem copacii pentru ei. Cum să nu, au poate ce borbos e. Ce frezare, spui că e Boris Johnson, ok? Mâine bei apă. Exact când am adormit, a bătut cineva la ușă, dar cine să fie la ora asta și după ce a căzut o bombă? Să deschidem? Nu. Nu deschidem ușa, că nu e armata, clar că am făcut decât două tascuri ale armatei. S-a întors și Sharikov, pentru că pisica se întoarce după câteva zile acasă. Tipii care băteau la ușă s-au oprit după câteva minute. Nu avem idee cine a bătut la ușă și nici nu cred că o să aflăm vreodată. Ok. Sunt păienjeni peste tot, chiar și la noi în supă. Dă-le cu cartea în cap. Am zis iară, cartea asta e genială. Le dăm cu cartea în cap, omorâm păienjeni, că ne-am intrat păienjeni în supă. Bă, ce bine. Mamă, ce greu era jocul când nu era pisica asta în joc. Mamă, de nebuneate din instant. Ne-am salvat supa de ăia, de gândaci, ok. Practic am făcut o supă, nu știu exact, ne-am salvat supa, dar ne-am făcut o supă, nu știu exact, asta mă rog. Curiozitatea aproape ne-a omorât pisica. Se tot joacă cu un cablu care atârnă de tavan. Să mergem să examinăm, da. Cablul să merge la agenți sau la savant. V-am zis, nu mai știu care cum era. Ambele ending-uri și savantul și agenții sunt legate de pisică, dar nu știu care cum e. Și am găsit un shelter. Mă rog. Ok. Uite, agenția, da, am găsit shelter-ul agenților. Ce agenții ne spionau? Să le deschidem ușa? Da, hai să deschidem ușa. Agenții o să ne spună că lucrează, spionează guvernul sau nu știu ceva de genul. Sunt ceva de genul, sunt niște agenți secreți. Ok? Da, erau agenți reali și sunt pe o. Sunt într-o misiune a guvernului și că dacă suntem interesați să-i ajutăm și dacă îi ajutăm, ne spun că o să ne ducă la o casă plină cu mâncare și gogoși. Ok? Deci să mergem, deci practic ne dau un loc unde să locuim dacă îi ajutăm. Ok, se pare că curge ceva din tavan. Ok, reparăm tavanul cu cartea. Iar v-am tot zic că e prea bună cartea asta. Mâine bei apă și mănânci. Astăzi bea și mâncă Tedozaurul. Bun. Pisica a devenit foarte fomistă. Și nu știm ce să-i dăm la meniu, așa că presupun că se bucură. N-a venit să-i dăm în meniu, așa că presupun că se bucură cu niște supă. Da, hai să dăm niște supă la pisică. Ce să facem, Sharikov a căzut bomba, n-avem aici ce să-ți dăm. Mai mult de o supă. Uite ce fericit e. Micul diavol a mâncat supa mai puțin de 60 de secunde. Wow, chiar era foame lui Sharikov. Agenții spun să ne întâlnim la bunkerul lor VIP. Da, hai să mergem să ne întâlnim cu agenții. Bă, ar fi mișto să facem ending cu agenții. Chiar mi-ar plăcea. Mamă, câte zile au trecut. Ce bă, s-a rănit Ted. Facem parte acum, deci ne-am înrolat în misiunea agenților. Și că este o misiune foarte periculoasă. Și că a trebuit să ne batem cu niște ganguri care aveau pisici mutante și câini. Ok. Bun. Iară tipul ăla cu să-l ajutăm cu
tempul de bandit, bă, pleacă, bă, de aici, nu salvăm nicio soră. Lasă-mă în pace cu tempul tău de bandit, nu înțelegi? Dacă nu mai avem medkit, dar nu e bike, oricum avem și spray-ul. Armata ne spune să ne întâlnim la o locație, ok, hai să mergem. Deci dacă nu ne salvează... agenții ne salvează armata oricum, deci stăm ok. Din păcate nu mai e Dolores cu noi. Aici ne arată lucrurile care... să le facem. Deci uite, putem să ajutăm supraviețuitorii, adică Gemini-na, nu mergem. Putem să așteptăm să ne ajute armata, ok, deci... am completat toate misiunile armatei, cred că acum ar trebui să vină armata în vreo 10-15 zile să ne salveze. Sau să așteptăm instrucțiile de la agenți, dacă vine cineva și ne bate la ușă, nu o să deschidem, chiar dacă e armata. Vreau să mergem cu ăștia. Firar, trebuie să facem duș și dacă nu facem duș cu spray-ul, ne îmbolnăvim, deci hai să facem duș. Aia, trebuie să consumăm spray-ul să facem duș. Ce să-și facem? Sharikov se tot juca azi noapte la 3 dimineața prin bunker. I-am tot spus să se liniștească, dar n-a înțeles și până la urmă a găsit o cutie de țigări care avea gloanțe înăuntru. Pachet de țigări mai degrabă. Niște doctori îmbrăcați în costume de Halloween, nu le dăm apă, sora că parcă ne fură din casă doctorii ăștia îmbrăcați de Halloween sau nu ne dau nimic, sunt... nu cunosc, ok, doctorii ăștia îmbrăcați de Halloween. Da, uite, nu știm dacă erau doctori, parcă așa țin minte. Ok. Ok, hai să ascultăm la radio, să vedem ce se mai întâmplă. Dăm și noi cu pisica în bunker, ne relaxăm. Astăzi bea și mâncă tedozaur. Se pare că Ted nu și-a mai tăiat barba de mult. Ce-ar fi să-și o taie cu toporul? Din păcate, Ted, n-avem topor. Ai, trebuie să te suporți cu barba asta. Dar parcă oricum e prost eventul, că știu că se taie și se rănește cu toporul. Parcă-și taie mâna sau nu știu ce face. No axe, no shave. Aia ziceam și-o Ted. Ok, bun. Un om cu mai multe brațe. Bă, ăsta e bine să-l ajuți. Și are nevoie de ajutor. Hai să-i dă niște mâncare. Pentru că ăsta dacă-l ajuți, dacă vin bandiții să te atace, te poate apăra. Nu e 100% șansă, că te știu, dar orice șansă e ok. Adică te poate apăra de bandiți. În cazul că rămâne fără armă sau ceva. Deci e ok, îl ajutăm. Fiți atenți că cred că ăștia sunt agenții. Deci... se pare că agenții chiar au încredere în noi și ne spun că au nevoie de 4 conserve de mâncare sau 4 sticle de apă pentru shelter-ul guvernului, ok. Ce le dăm? Nu puteți să le dăm nimic. Ok, le dăm 4 conserve de mâncare dacă nu vin rapid să ne ajute, ok. Și nu cred că pot să plece Ted din expediție. Nu cred că am făcut bine ce am făcut. Că e pisica în buncă și parcă te dă afară, dar avem lacăt. Să ne încercăm norocul, să-l trimite pe Ted în expediție să caute niște mâncare, bă, nu știu, mi-e frică. Cred că trebuie să o facem, Ted cred că se duce în expediție. Și că să îl mângâiem pe Sharikov, nu că ăsta ne zgârie, din câte știu. Bă, nu știu dacă Sharikov ne dă afară din shelter, știu că... știu că dacă rămâne pisica singură, se încuie shelter-ul și te dă afară pisica. Știu, e ciudat, dar te dă afară pisica, efectiv. Dar mi se pare că dacă ai lacă, nu te dă. Și nu știu cu ce să-l trimit. Pușca. Doamne, te dacă nu te întorci să mă bată vidrele că fac urât. S-a întors. O conservă. E ok, dar e bolnav. Două de apă și o supă. Nu e ok, bro, nu e ok. Dar zic că rezistăm până vin agenții, că rezistăm cam 20 de zile cu supa asta, imposibil să nu vin agenții. Iar ăla cu campul lui, hai să, de fapt, îi dăm apă mâine. Bate cineva la ușa ăștia, asta agenții, fiți atenți, sau armata. Bă, nu știu dacă să deschică poate armata și nu vreau să mă salveze armata. Nu știu dacă vin agenții așa repede, că parcă de-abia ce am vorbit cu ei.
Da, bate cineva la ușă, nu deschide. Mai rezistăm un pic. O să vină peste 15 zile dacă sunt, dacă e armata. Unde? Mamă, dar e și bolnav, bă, poate, poate pierd ranul, că nu vreau să câștig cu armata. Te lasă. Ok, sunt prost rău de ton, am uitat că e te bolnav. Ia! Altcineva bate la ușă. Ce, mă? Ok, ieri au fost agenții sau armata sau bandiții. Și astăzi bate altcineva la ușă. Deci astăzi ori sunt agenții, ori armata, ori bandiții. Să zice că era bătut armata, astăzi bat agenții sau au vin bandiții. Habar n-am. Bă, te ți-a murit nevasta, ești bolnav, nu prea mai mâncare, cred că te trebuie să deschizi ușa. Hai Dumnezeu cu mine, spune că sunt agenții. Rescue time. Armata! Nice! Bă, mă bucuram mai mult la agenți, cred că erau agenții ieri. Dar nici nu știu. Era armata. Safe! Safe at last! Se pare că armata a venit să ne scoată din această gaură care se simte ca iadul. Ok. Bă, unlucky că i-a murit nevasta lui Ted, deci n-a fost o lună de miere prea plăcută, dar măcar am supraviețuit, ok? Îmi pare rău, Ted, că nevasta ta a murit. Bă, a trebuit de 0 ori să ne protejăm shelter-ul, ceea ce înseamnă că nu ne ataca nimeni, ceea ce înseamnă că este destul de jmecher, dacă mă întreb pe mine. Bă, clipul ăsta e deja destul de lung, 30 de minute, holy, trece timpul repede. Da, dacă mai vreți episoade, o să mai face, poate mai face challenge-uri de pe aici, nu știu, orice alt challenge, uite, de Crăciun, hai că face pe ăsta de Crăciun, dacă e, nu știu, face noi ceva challenge-uri, ziua Americii, nu știu, o grămadă de challenge-uri pe aici. Deci da, eu am fost alegat, toate cele bune, pa, pa!